mulțumesc pentru asta. Vicepremierul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu. Bună seara, domnule Predoiu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună seara, vă mulțumesc și eu. Domnule Predoiu, ați văzut declarația premierului, ați văzut declarația președintelui Klaus Iohannis. Care este stadiul actual? Intrăm, așa cum ne-a anunțat premierul Marcel Ciolacu și ați avut discuții în acest sens, și aerian și maritim în martie anul viitor? Și ce se întâmplă cu ridicarea frontierelor terestre? Vă voi răspunde, bineînțeles, la întrebare. Rugămintea este să-mi dați doar un minut fără să fiu întrerupt, ca să știm exact despre ce discutăm, pentru că s-au făcut foarte multe speculații. Deci lucrurile stau în felul următor. În urmă cu luni de zile, când s-au reluat aceste eforturi de a discuta cu Austria pentru a schimba poziția, ne-am angajat pe mai multe canale de negocieri. Ministerul de Interne, Ministerul Externe, Cabinetul Premierului, Prezidenție, bineînțeles. În urma acestor luni de negocieri, cel puțin la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, foarte intense, sunt convins că și la alte niveluri, în urma acestor luni de negocieri, da, de discuții diplomatice, Austria a anunțat mai întâi în presă că schimbă poziția și că ar fi de acord cu extinderea spațiului Schengen doar pentru frontiera aeriană. În urma acestui anunț în presă, a avut loc forumul Salzburg, care s-a desfășurat la Ljubljana, în Slovenia, și acolo partea austriacă a prezentat și un document scris, atât delegației României, cât și delegației Bulgariei. De acel document au avut loc discuții, sub rezerva, evident, continuării acestora pe baza mandatelor primite ulterior. În urma acestor discuții, concluzia a fost că ne-am clarificat oficial, Austria este de acord cu extinderea spațiului Schengen pe frontiera aeriană și că rămân în discuție celelalte două frontiere. Evident, ambele delegații, și română și bulgară, au discutat și celelalte două frontiere. Concluzia a fost că în zilele următoare vor continua aceste discuții și se va vedea la ce nivel. La nivel de Minister de Interne, la nivel de Cabinete de Prim-Ministru sau la nivel Consiliului European. Da? Bun, nu s-a semnat nimic, nu s-a convenit nimic, nu s-a bătut nimic în cuie. Suntem în pasul în care se discută la Consiliul European pe baza acestei propuneri a Ministerului de Interne Austriac, respectiv a Austriei. Propunere dă acolo Austria inclusiv exemple. Gard de întreținere la frontieră, frontiere supravegheate de drone. Acestea sunt condiții pe care România le poate accepta? În primul rând că nu sunt condiții. Nu există termenul de condiție și este vorba de termenul de propuneri de măsuri adiacente. Ce sunt aceste măsuri adiacente? Întreținerea gardurilor acolo unde sunt deja. Există porțiuni de gard la frontiere, la diverse frontiere ale statelor membre ale Uniunii Europene, recte și bulgare, din când înțeleg, există undeva în sud, și să propune întreținerea acestui gard la Bulgaria. Nu se propune construcții de garduri noi și mai departe. Se propune întărirea controalelor la frontiere, inclusiv cu suport al ofițerilor Frontex, care este agenția Uniunii Europene, în care România are un loc fruntaș. Dar se vorbește și despre consilieri austrieci pe aeroporturile relevante din Bulgaria și România. Corect. Se propune ca pe cale de cooperare polițienească, care se întâmplă la ora asta și pe cazuri de crimă și de furt și de trafic, de ce vreți, ca măsură de încredere să participe o perioadă la aceste controale și după extinderea spațiului Schengen și ofițeri de poliție de frontieră din Austria. Se propune de asemenea investiții care să fie făcute de Comisia Europeană în protecția frontierelor, lucru care ne folosește și nouă. Și se mai subliniază faptul că se dorește continuarea aplicării acordurilor Dublin, da? În virtutea cărora cei care intră într-o țară, să zicem țara X, ca să nu mai subiectivizăm discuția, și din țara X, în mod ilegal, traversează frontiera și ajung în țara Y,
capturați în țara Y, se reîntorc în țara X. Și bulgarii, bulgarii au fost de acord, pentru că a fost și omologul dumneavoastră bulgar la această discuție. Bulgarii sunt am de acord și cu această cerință? Că nu s-a convenit nimic bătut în cuie, ci s-a luat act de această poziție, s-au dezbătut pentru a se clarifica exact și a înțelege exact care sunt pozițiile austriece. Noi, România, avem anumite obiecții față de această propunere? Cum v-am spus, noi am discutat de la început faptul că e doar o frontieră în joc și nu sunt mai multe. N-a rămas nimic închis, totul este deschis discuție, inclusiv foarte clar acolo am explicat că nu vedem ce probleme sunt, înțelegem că au o serie de probleme cu frontiera terestră, dar ce probleme sunt cu frontiera maritimă, de exemplu, care nu pune nicio problemă. Ce, deci ce urmează în următoarele ore și în următoarele zile? Să cheamă exploratorii, doamna Cezul, da? Și a se preciza poziție, să înțelegem exact ce vor. Primul lucru trebuie să înțelegi ce vrea celălalt, da? Dincolo de o declarație de presă. Iar acum ce urmează? Urmează să așteptăm ce ne va aduce discuția de la Consiliul European și mai departe, în zilele următoare. Cu președintele ați vorbit? Pentru că s-a întâlnit aseară cu Carne Hammer. Poftiți? Cu președintele României, care s-a întâlnit aseară cu cancelarul Austriei. Ați discutat? Pe tot parcursul acestor discuții au fost respectate toate procedurile în vigoare în statul român de raportare, de informare, de stabilire a mandatelor și așa mai departe. Care sunt șansele pe care le dați dumneavoastră? Pentru că sunteți omul cheie în aceste negocieri. Care sunt șansele pe care le dați dumneavoastră ca România să primească un vot pozitiv din partea România și Bulgaria, că suntem la pachet, să primim un vot pozitiv, unanim, din partea tuturor statelor membre la nivelul unei reuniuni extraordinare a Consiliului JAI, care să aibă loc această reuniune până la finalul acestui an? Doamna, eu nu exercit funcția de ministru ca să prognostichez șanse, ci ca să mă lupt pentru șanse. Și am făcut asta de când am preluat mandatul. Și suntem într-un moment în care avem ceva ce discuta, e pe masă. Vom vedea ce aduc aceste discuții. Bun, altfel, la capitolul șanse, acum 4 luni nu dădea nimeni nicio șansă, dacă e zis. Da, acum cu câteva zile înainte avem pe de-o parte un optimism afișat de premierul Marcel Ciolacu și un pesimism afișat de președintele Klaus Iohannis, chiar și după întâlnirea cu cancelarul Austriei Carne Hammer. Mă invitați la o zonă de conversație sau de comentariu politico-jurnalistic la care, sincer, vă spun, nu sunt calificat, nu mă pricep. Bun, vă mulțumim. Eu știu la ce mă pricep și fac doar ce mă pricep. Bun, urmează să mai discutați cu Gerhard Karner în următoarele ore, în următoarele zile, să vă mai întâlniți, chiar și o trilaterală, tot cu, și cu omologul bulgar? Sunt permanent în contact cu toată lumea, numai cu domnii miniștri, ci și cu comisarul european și președinția spaniolă. Avem telefoanele deschise, zi și noapte, credeți-mă, și există astfel de consultări permanent între miniștri din cadrul țărilor membre UE. Și cum schimbă ultima poziție a Ungariei de astăzi? Ați văzut că acum și Ungaria pune o condiție bulgarilor în ceea ce privește gazul rusesc. Noi, votul este la pachet, România cu Bulgaria. Este o informație care a fost, cum să spun, generată de discuțiile de la Bruxelles, dacă nu mă înșel, acum e de ultimă oră, să zicem, deși există și alte semnale. Alo? Da? Am prea puține date să mă informez, da? Sunt prea puțin informat în momentul ăsta ca să mă pronunț. O să mă informez și când o să am destule informații mă voi pronunța. Noi am explorat și acest subiect când am fost în Slovenia cu colegul bulgar și ne-au asigurat că nu sunt probleme sau dacă vor fi, le vor rezolva. Bun. În legătură cu ridicarea frontierelor terestre, dumneavoastră, în negocierile pe care le-ați purtat, ați încercat să puneți problema dacă va fi un vot, o reuniune a Consiliului JAI extraordinară până la finalul anului, să obținem și o dată concretă pentru anul viitor când vom intra cu drepturi depline în spațiul Schengen, adică și cu frontierele terestre? Vă asigur că am explorat toate variantele și am luptat pentru toate variantele care să maximizeze poziția României, plecând de la realitatea din teren. Și ce v-a spus partea austriacă? Există înțelegere? Există o deschidere pentru a discuta toate aceste aspecte. Ele se discută la ora aceasta. Vom vedea ce vor aduce aceste discuții. Și o ultimă întrebare, domnule vicepremier. Ce știți de Olanda? Pentru că știm, Olanda a avut o poziție contrară aderării Bulgariei, însă asta înseamnă un vot negativ și vis-a-vis de România. Ce știți despre Olanda? Și-a flexibilizat poziția în ceea ce privește Bulgaria? Vom avea un anunț din partea bulgarilor în acest sens?
din partea Olandei, era legată de reformele din justiție în Bulgaria, care erau încă deschise. La noi s-au închis anul trecut, nu mai avem acest subiect. În legătură cu Bulgaria, ceea ce știm pe canale diplomatice de la nivelul Consiliului Jai, când a avut loc Consiliul Jai, este că guvernul olandez dorește să obțină un mandat din Parlamentul olandez, dar depinde foarte mult de discuția de acolo, din Parlament. Bun, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția la Decisiv și pentru toate aceste explicații.